like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers past that 808. That shit a dome shaker. Well, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking that galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, well fuck it, I stay up. Put your bitch on my Snapchat, while I fuck up I make up. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick but I never get feelings, cause shawty I know what you after. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. Salutare și bine v-am găsit la un nou car vlog, un car vlog promis de ceva timp, după cum ați văzut că am mai postat și pe Insta și am mai postat și pe Facebook, dar nu știu câți dintre voi mai folosiți Facebook. Deci astăzi o să fie car vlogul cu noua mea mașină, o să vă spun mai multe specificații despre ea în decursul acestui videoclip, dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare, pentru că știți bine, pe fiecare episod zic chestia asta și fiți atenți aici, dacă face peste 15.000 de like-uri la acest vlog, acest vlog o să fie de prezentarea mașinii. Următorul vlog o să o punem și în mișcare. Deci dacă se vor strânge peste 15.000 de like-uri, o să vă povestesc și o să ne punem și în mișcare cu ea. Poate un alt vlog chiar și cu 0-100 să facem, dar nu știu în ce măsură sunt eu obișnuit să nu știu, să forjez atât de mult mașinile, sau mai ales că aproape e nouă mașina și o să vă spun și câți kilometri are. Deci nu uitați de butonul like, 15.000 de like-uri și facem un episod nou de car vlog cum am reușit eu să iau mașina. Dacă este cineva interesat să cumpere mașină, pentru că sincer caut cam de vreo un an jumătate și de-abia acum am găsit, au fost foarte multe probleme, foarte multe chestii pe care mi s-au întâmplat până a reușit să găsesc această mașinuță. Follow pe Instagram la madalin.deandoșe pentru că postez foarte multe pozici și o să mai postez pozici în viitor. Și haideți să trecem. În prima fază o să vă arăt gen la exterior un preview al mașinii, un 360 de grade sau nu știu cum să zic, dacă 360 de grade se spune, al mașinii. Și după aceea cu toate specificațiile, toate opțiunile, unele le știu, unele nu le știu pentru că o am de foarte puțin timp mașina și nu le știu pe de rost. În prima fază să vă spun despre mașina, este un 530i, adică 530 benzină, cu motor de 2000, pentru că am văzut foarte multe întrebări în comentarii că, bă, Mădăline, este F90 sau F90 mi se pare că este M5, dacă nu mă înșel eu. Nu, nu este M5, este seria 5, pentru că M5 era undeva la, să zicem, dublu ca preț, aproape de triplu, să zicem așa. Și am zis, bă, ce folos să dau atâția bani pe o mașină, că poate în viitor o îndepărtat sau apropiat, poate o să o schimb și o să dau pe aceasta și o să iau altceva. De ce să dau atâția bani doar pentru, nu știu, pentru putere, pe lângă faptul că are și motor mare? Mi se pare că M5 are motor de 4400 benzină sau ceva de genul, nu știu sigur, sincer. Deci da, de ce să plătești impozit cât e? 80-100 de milioane pe an, când pot să plătesc la motor de 2000, plătesc 3 milioane, cred că până în 3 milioane impozit. Și pe lângă faptul este, deci 530, varianta 250 și un pic de cai. Da, să rotunjim 250 de cai, pentru că n-am vrut să iau cu 190 de cai gen 520, am vrut să iau, gen nu 520, să iau 530 pe benzină, neapărat am vrut benzină și X-Drive. Deci asta au fost opțiunile pe care am încercat să le caut, să fie neapărat pe benzină, benzină și X-Drive, pentru că trage spatele și nu știu. Bine, nu avem noi anotimp de iarnă așa puternic, să zicem, să fie foarte multe ierni de la grele, rău de tot să avem zăpadă, dar am zis, bă, să fie X-Drive pentru, și taică mi-a zis la fel, să fie pentru siguranța noastră și așa mai departe. Da, și șapca, nu port eu șepci așa de des, dar efectiv am un păr de, n-am apucat să mă tund. Bine, nu stă atât de rău părul, dacă stau să mă gândesc bine, dar acest vlog va fi cu șapcă. Bine, uite, pot să o pun și așa. No, că dacă o pun așa, zici că sunt papa de la Roma. Am uitat să menționez că gen este un BMW seria 5 din 2019, respectiv 4 septembrie 2019, pe 4 septembrie a făcut un an. Mașina este luată rulată din Germania, normal că acolo este țara lor, țara mașinilor.
deci din Germania, rulată, are 6222 de kilometri, dar eu am luat-o cu 5600 de kilometri, am mai făcut între timp ceva kilometri buni, pentru că, na, până să vin de la București, după aceea am mai avut treabă, am mai plimbat cu ea ca să o mai învăț puțin și să mă obișnuiesc și eu. Cumva, nu știu, sincer, nici eu n-am crezut, pentru că, să vă spun așa, un mic story, înainte să caut, gen să iau această mașinuță, efectiv toate mașinile care erau 2017 pe site, de fapt ce era 2018 era 2017, ce scria 2019 era 2018 și nici eu n-am crezut că, bă, mașina asta e 2019, adică are kilometri real, pentru că efectiv am găsit foarte multe mașini gen cu daună mare și așa mai departe. Și am zis, bă, e imposibil așa ceva, n-are cum să fie 2019, dar după ce am căutat pe un site special, am luat seria șasiului și am căutat, efectiv, da, într-adevăr, până la urmă era 2019, 4 septembrie, poți să vin și cu dovezi gen în următorul, că seamănă izbitor cu 2017-2018, să zicem. O să vedeți imediat cam care e diferența, pot spune așa, între 2017-2019, dar nu sunt diferențe foarte mari, ci drept, nu sunt mari. Diferența ce face și am vrut neapărat, am ținut morțiș ca să fie așa, este această grilă. Cred că îi se spune grilă, cred că așa îi se spune. Numărul este pe București, o să urmeze imediat ca să-l schimb gen pe drobeta tonul Severin, adică Mehedinți. Dar deocamdată de asta am și filmat-o cu număr roșu, după aia cine știe ce număr o să pun, rămâne secret. Deci, cam așa arată grila, am vrut neapărat să fie cu aceste astea, adică să fie închise. Ce se întâmplă cu grila aceasta? Poate mulți știu, poate nu știu. La viteze mari se deschide. Și cred că când e supra-solicitată, supra-încălzită, I don't know, ca să intre aerul, iar când este oprită sau când este staționată, se închid. Am vrut neapărat să fie chestia asta și cred că asta face și diferența între modelele gen 2018, 2017 și 2019 ale noi. Când am venit pe drum de la București și am staționat, efectiv ele erau deschise, adică cred că se închid automat sau nu știu dacă este vreo setare în care să o închizi sau o deschizi tu automat, nici nu, adică manual de fapt. Nici nu am căutat, sincer. Este pachet M. Dacă cumva vă întrebați, după cum observați, nu este chiar atât de joasă, sincer, dacă stau să mă uit bine. Are distronic, cred că așa se numește acesta, distronicul, de te atenționează când ești aproape de cineva în față sau când schimbi linia. Și o să vă povestesc și un mic story care gen m-a speriat, sincer. Deci are pachetul M, gen bara aceasta față M, apare și aici. Astea nu sunt fake. Dacă cumva vă întrebați, că și eu am întrebat prima dată, bă, ăștia sunt fake? Nu, până la urmă, bine, nici nu știu dacă pot să vă arăt. Astea sunt gen de aerisire a frânelor, cred. Nici nu știu ce să zic sigur, dar nu sunt fake. Deci vă pot asigura că nu sunt fake, n-am cum să vă arăt, dar în fine, aici apare și asta cu M. Încă o chestie care o face gen să fie pachet M, aceste prăgare, avem și în față și în spate. Avem și aici inscripționat în spate pachet M. Clima este în 4 zone, deși cei din spate poate să aibă aici climă. N-am intrat prea mult în detalii și în setări pe aici prin spate, pentru că nici n-am stat în spate, ce e drept. Ok, bun. Deci, asta face ca să fie pachet M. Deci v-am zis, este pachet M, nu este M5, adică F90, cum au spus foarte mulți. Bun. Acum trecem în spate, jantele nici nu știu pe cât sunt, pe 19, avem frâne M, asta am uitat ca să vă spun și am omis treaba asta, deci avem aici frânele albastru și cred că și arată, cred că pe aici dacă pune așa se văd frânele M, am vrut neapărat să fie frâne M și efectiv frânează extraordinar de bine. Jantele nici nu știu pe cât sunt, cred că sunt pe 19 dacă stau eu să mă uit bine, cred că scrie pe undeva. În fine, nu mai caut să văd unde scrie, unde nu scrie, că sunt gen pe 19. Încă o chestie ce mi-a plăcut foarte mult la mașină este acea codiță de rechin. Cred că, nu știu dacă se spune așa sau poate că da, poate că nu, mi-a plăcut extraordinar de mult. Avem și trapă și o să vă arăt imediat când o să o deschidem. Din spate cam așa arată, îmi place extraordinar de mult spatele. La fel, ce face diferența de pachet M și gen o mașină normală sunt aceste tobe care de fapt ele nu sunt fake, adică chiar sunt pe bune. Dacă vă uitați voi bine acolo, adică nu sunt fake. Pentru că mai există posibilitatea, am mai văzut la unele mașini, la un Mercedes sau așa mai departe, că aceste tobe să fie fake, să fie doar de aspect și după aceea sub mașină să fie gen țevile acelea de eșapament, nu știu, așa le zic eu, să fie tobele celelalte pe jos, ceea ce mi se pare super, super aiurea. Deci X-Drive, după cum a spus, trage și fața și spate, 530i, adică gen 530 varianta și i de la benzină, că nici nu știam ce e drept înainte. Bun, trecem așa, aici este ăsta de băgat benzină, no, nu are sens, din apeși așa și bam, s-a deschis.
nu este hibrid, este doar pe benzină, nu este hibrid. Aici din nou același lucru și pe partea alaltă și cam atât la exterior ce vă pot prezenta. Acum voi trece la portbagaj și după aceea intrăm gen la interior ca să vă arăt. Ah, și încă o chestie, farurile sunt adaptive LED. Și scrie aici BMW adaptive LED. Ce e drept că poate în viitor, nu știu, poate în câțiva ani, un an, doi, habar nu am, poate o să-i schimb și culoarea, poate o să o culantez, poate o să fac și modificări, dar deocamdată e ok așa cum este. Dacă stați să vă uitați așa puțin de la distanță, efectiv arată genial. În spate, la portbagaj, avem și opțiunea cu piciorul. Dar sincer, n-am cum să vă arăt pentru că efectiv mă voi băga așa și nu are cine să mă filmeze deocamdată. O să o arăt eu pe viitor chestia aceasta, dar dacă mă voi pune aici nici nu o să mă credeți practic, că practic gen se va deschide. Vedeți? Dar nu se vede practic, nu se vede chestia asta. În fine, nu mai contează să mai facem treaba asta cu piciorul. Vreau să vă prezint cheia pe display. Care gen de la cheia asta de pe display poți să... Bine, nu poți să o muți, o să vă explic imediat și de ce nu poți să o muți. Cam așa arată cheia pe display, acum poți să o închid frumos, țin apăsat și se închide automat de aici. Sau poți să apăs, vedeți, țin apăsat, trebuie neapărat. Eu dacă am lăsat acum, gen nu se închide de tot. Am apăsat în continuu și s-a închis automat, s-a și blocat, s-a auzit puțin. În fine, nu contează treaba asta, că eu pot să fac treaba asta de... nenumărate ori. Și după aceea am apăsat frumos aici și s-a închis automat portbagajul. Hai să vă arăt. Este destul de spațios dacă stăm așa să ne uităm. Cam așa arată portbagajul. Adică uitați-vă și voi cât de mult poate să... Pe lângă faptul că poți să dai acolo, să dai scaunele din spate și să faci loc ca să mai bagi orice altceva. Ceea ce mi se pare foarte tare, că comunică efectiv cu partea din spate. Practic de aici, de la ăsta ai tras, sper să se și focalizeze. Deci de aici ai tras de ăsta, e o manetă și efectiv poți să dai ăstea banchetele din spate, să ai mai mult loc. O chestie ce mi se pare foarte nasoală, am crezut că aici este băgată roata de rezervă, dar de fapt nu avem o roată de rezervă la ea, la mașină. A venit decât cu 4 roți de rezervă ramflet, dar nu avem o roată de rezervă acolo în spate, dar nu contează chestia asta, cam asta e portbagajul. N-am ce mai mult să vă arăt la portbagaj și drept. Bun, acum hai să apăsăm pe buton. Se închide automat, nu mai trebuie de la cheie. Vă prezint cheia pe display. Gen dacă apeși aici frumos, are unde ăsta, nici nu știu cum să vi-l arăt. Ba, mai apăsat și apare slide up. Ai dat slide up. Ah, ce aiurea mi se pare, gen că mă uit pe cameră. Vedeți că aici e toate informațiile despre mașină. Adică spune că este nesecurizată, adică că este deschisă. Geamurile mi-arată că sunt închise. Asta este gen și scrie aici security information. Ai dat aici în dreapta, ți apare vehicle information, că mașina este ok, că are alarmă pe ea și tot ce trebuie. Luminile că sunt off. Și dacă dau exemplu, uite de aici poți să setezi luminile. Ia să testăm noi să vedem dacă apare. Da, uite că apare. Gen, opa, asta e așa, este automat. Acum a apărut că sunt pe on. Aici sincer nu am învățat. O să bipă, trebuie să dau neapărat pe 0. Nu am învățat încă, cred că asta este pentru adaptiv LED, cred, adică pentru fază lungă, dar să fie adaptivă și asta este fază lungă normală. Cred că la drum lung o să las pe aceasta, nici nu știu. Credeți-mă pe cuvânt, am cartea acasă de la mașină, trebuie să o citesc ca să înțeleg mult mai bine, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știu. Nici la școală n-am învățat atât de mult sau n-am învățat. N-am citit o carte atât de mare, că e citită mai cartea, nici nu pot să o arăt că am lăsat-o acasă. Și trebuie neapărat să văd ce fac toate astea. Nici nu știu dacă cumva greșesc cu ceva, corectați-mă. Chestia să o menționez, pentru că îmi spunea unii că mamă, te-ai înjuns, Mădăline, ți-ai luat BMW sau orice altă chestie de genul. Astea sunt doar niște lucruri materiale, ok? Înainte de a pune niște lucruri materiale sau a te lăuda cu anumite lucruri materiale, de fapt nu mă laud aici, doar prezint noua mea mașinuță. Nu mă laud să zic că ia uite frate ce am luat sau așa mai departe. Sunt niște lucruri materiale. Dacă voi credeți că o să luați, nu știu, niște haine, niște, nu știu, Adidas de 1000 de lei, de 10 milioane sau așa mai departe și credeți că Adidas e aceea sau mașina aceea vă va scoate în față sau veți fi voi... cineva ce nu sunteți, asta gen vă înșelați, adică efectiv aveți o mentalitate foarte, foarte proastă. Lucrurile materiale sunt lucruri materiale, te bucuri de ele, îți faci treaba cu ele, dau exemplu, dar nu te pot ridica pe tine să zicem să poți deveni figurant sau efectiv să uiți de unde ai plecat, că efectiv ai luat o mașină sau mai știu orice altceva. Nu, eu o să rămân aceeași persoană, neschimbată și până la urmă, da, v-am spus, este o mașină. Acum că nu este ca mașina
Și al lui taică meu care este de 15 ani, adică să fim serioși, e diferența de 15 ani, are mai multe opțiuni, este mult mai performant, ok, are motorizarea, are mai mulți cai și așa mai departe, dar asta nu se înfrate, are tot 4 roți. Deci în mare parte cheia v-am prezentat-o, cam așa arată, farurile vi le-am arătat, asta cu ok arată când este mașina, range-ul, adică câți kilometri mai am, adică benzină mă refer aici, câți kilometri pot să mai merg cu ea, mă atenționează și asta este o opțiune foarte specială, când vrei, dau exemplu, să pleci undeva, o setezi ca să, nu știu, să ai temperatura optimă în mașină. Dacă iarna este frig, tu o setezi ca să fie cald, să se dezaburească geamurile și să intri în mașină cu temperatura optimă. Și cam atât. Nu are setarea, din păcate, aici, gen o închid și aici o deblochez. Aici e portbagajul, v-am arătat. Asta mi se pare că trebuie să o setezi sau ceva de genul când vrei tu să fii noaptea sau ceva de genul farurile ca să... Efectiv să se aprindă farurile noaptea, cred că asta este opțiunea. Din nou vreau să citesc cartea că nu vreau să vă spun alte informații nesigure. Încă o chestie de care v-am zis că nu are, că pe aici pe margine trebuie să fie la cu parkingul, de puteai să o muți față-spate gen. Este o opțiune bonus, cred că doar să o muți față-spate, adică nu poți să faci dreapta-stânga, doar să o muți față-spate. Nu contează, oricum cheia asta am vrut-o neapărat, a venit bonus. Pentru că mai am o cheie acasă care are decât gene pe butoane și atât, nu este pe display. Și unele mașini, din ce am mai căutat eu, efectiv aveau două chei din acelea normale, fără de asta pe display. Asta mi se pare că este cu extra cost și costă vreo 800 sau 900 de euro o astfel de cheiță. Și, bă, sincer, e o cheie că a fost la pachet, dar, nu știu, parcă nu e ceva super mega wow, doar de fiță și atât, nimic special. Și încă o chestie, gen dacă apeși aici, îți apare gen vehicul unlocked. Doors open și așa mai departe. Uite, alarma este pe off pentru că efectiv este deschisă și sunt eu în ea, dar când o să fie închisă apare alarma pe on. Nu știu cât o să fie vlogul ăsta, o să iau așa pe repede înainte pentru că o să stau foarte mult, mă abat prea mult de la subiect. În fine, trecem acolo pe uși de deblocat, de închis. Avem sistem de sonorizare Harman Kardon, se aude genial sunetul. Nu pot să vă pun acum pentru că o să-mi iau copyright, dar poate o să existe posibilitatea în următorul vlog. Aici se setăm scaunele gen cum vrem noi, gen scaune cu memorie. Aici este de la portbagaj, poți să deschizi de aici portbagajul. Astea sunt de la geamuri, stai ca să vă și arăt. Deci, astea sunt de la geamuri, astea poți să setezi oglinda să se miște dreapta-stânga. Dacă cumva vă întrebați ce este asta de aici, este de la... Pentru că am și aceste, nici nu știu cum să spun, nu-mi vine acum că am un lapsus, dar dacă am apăsat pe buton, efectiv s-a strâns aia. Pe margine nu știu cum naiba se face. Ia să țin eu apăsat. A, nu, decât asta de aici. Nu știu cum naiba, la fel din nou v-am spus să citesc cartea aceea. Nu știu pe ce trebuie să apeși ca să le poți închide și deschide și pe ăstea de pe margine din spate. Dar ăsta este doar atât, butonul de aici de pe ușă, doar de a închide și a deschide aceste parasolare, cred că pot să le spun bine, dacă nu greșesc eu. Avem și trapa, după cum am spus, o să vă arăt după aceea de la exterior, pentru că dacă stau aici în mașină, telefonul ăsta parcă e prea mare, mă, frate, mă, nu filmează cum trebuie, idiot. Uite, dacă stau așa, nici nu se vede tot volanul și sunt în spate rău de tot. În fine, hai să trecem la bord. Aici v-am arătat, trebuie să mai deschid capota, astea de frână, de accelerație, ăsta se ții piciorul pentru că mai poți folosi stângul, pentru că nu este cu ambreiaj. Bun, cam așa arată bordul, cred că asta va face diferența, uite, după cum am spus, total de kilometri 6222 de kilometri, apare ceasul acolo, totul este digital și cred că și asta face diferența pentru că, dau exemplu, are noul computer de bord sau nu știu cum să-i spun, nou ăla gen din 2017-2018 avea aici, nu știu, ceva, asta nu are nimic, gen nu are nimic pe computer. Arată că e frâna de mână. Frâna de mână este la buton. Gen în sus o dai ca să fie frâna activată, în jos o anulezi. Aici avem tot la fel frâna de fapt frâna de buton, nu mai spunem frâna de mână. Frâna de buton automată. Ăsta de aici este gen ca să umbli prin meniu. Dreapta față se rotește și asta. Și s-a schimbat acolo, gen poți să rotești frumos. Trecem prima dată la volan. Am ieșit puțin din mașină pentru că se vede foarte aiurea din interior, adică nu poți să acoperi tot volanul. Deci cam așa arată volanul, este volanul M. Asta mi se pare că este încălzire în volan, butonul. Am căutat mai multe informații, dar nu știam sigur ce face acest buton, dar la un moment dat am aflat că este încălzire în volan. Din nou, dacă greșesc, corectați-mă dacă știți mai multe. Aici avem, cred că ăsta este pilotul automat, nu l-am încercat absolut deloc. Aici este limita de viteză, cred.
ăsta nu știu ce fac, a, nu, ăsta e limita de viteză. Bă, dar ce face ăsta? Adevărat. Nu știu, apare ceva cu o mașină și... Bă, nu știu, deci nu vreau să vă spun prea multe. O să trec să spun gen ce știu și restul ce o să mai aflu pe viitor. M-am spus că am de foarte puțin mașina. Ce o să mai fie pe viitor, o să revin după aceea. Bun, volanul arată impecabil. Nu are semne de uzeală absolut deloc. Se simte extraordinar de bine. Deci trecem aici. Aici este depus cheia, efectiv se încarcă. Este efectiv încărcare wireless. Avem și un USB. Suportul de pahare. După cum observați, dacă eu voi pune cheia aici, se va prinde butonul și se încarcă cheia aceasta pe display automat. Gen, am închis asta și acum este totul clean. Bun, asta este schimbătorul, o să vă arăt imediat schimbătorul și ce face împreună cu bordul, gen pe Eco Pro, Comfort și Sport. Asta e DSC-ul, dacă vrei să-l dezactivezi. Dacă îl dezactivezi, efectiv, nu o să ai control asupra mașinii și dacă nu ești obișnuit, faci alte nebunii. Asta este camera de pe față și de pe spate. Tot la fel camera, dar sincer nu prea am folosit-o pe asta, pentru că automat bagi în, dacă bagi în mașalier, R-ul este mașalier, N-ul neutru, P-ul este parkingul, D-ul este drive-ul. Aici mi se pare ca să se parcheze automat, dar n-am încercat-o până acum, pentru că nu prea am încredere ce e dreptă mașini. Cât de performant ar fi, nu am încredere, sincer să fiu, deocamdată trebuie să mai capăt încredere. Bun, aici dacă am apăsat pe buton, mai avem acolo un USB, ăsta nu știu ce naiba poate să fie aici, nu știu, cred că sunt niște capaci, habar, nu vreau să trag să fac vreo prostie, înainte să citesc mai multe instrucțiuni. Acum haideți să trecem la schimbător și la bord, ca să vă arăt efectiv cât de genial este. Deci, acum suntem, gen, este totul oprit, aici avem start-stop-ul. Aici mi se pare că opțiunea asta este pentru semafor, ca să se oprească motorul, mai ales pe confort se oprește motorul automat. Deci, îi dăm start-stop, gen start-stop, îi dăm start. Bun, a pornit mașina, cam așa arată bordul, uitați-vă cât de bine arată, cât de bine arată bordul. De asta este și modelul nou 2019 și mi-a plăcut extraordinar de mult bordul. Acum este pe confort, deci acum este pe confort, este și în staționare, vedeți bine că apare aici parkingul. Frâna, gen automat, dacă am apăsat pe ea, i-am dat drumul la frână și acum și frâna se simte mult mai moale la picior. Dacă apăsăm pe drive, a intrat în drive și efectiv este gata de plecare. Acolo gen mi-arată că nu am nicio interdicție, dar apar interdicțiile când văd panoul acelea de limitare de viteză și așa mai departe. Acolo nu este o eroare, este efectiv din cauza că nu am, sunt în staționare și nu am centura pusă. Deci acum este pe confort. Când am apăsat pe confort, apare acolo confort, balance settings și îmi dă setările automat. Acum, dacă apăsăm pe Eco Pro, apare așa gen bordul. După cum observați, cred că viteza maximă pe care o pot este 130, cred. Și totul apare... Bine, n-am mers cu setarea asta, am mers decât pe sport. Deci nu mai pe sport am mers, nu am mers pe setarea asta, că când îți iei o mașină de asta, nu mai mergi la consum. Deci să fim serioși. Arată super genial și așa, computer de bord. Și acum dacă dăm pe sport, bam, apare sport standard, sport individual. Odată ce am făcut chestia asta, bine, eu am configurat aici și e drept, odată ce facem setarea asta, efectiv se întărește direcția gen volanului. Se adună aceste aripioare și la mine și la pasagerul din dreapta. Cam așa arată bordul, deci automat după ce l-am pus pe sport, apare acel M în bord. Și s-a schimbat complet bordul pentru sport. Pot să mai modific dacă intru la setări, sunt foarte multe setări, dar nu mai stau acum să mai prezint, pentru că o să fie un episod de un car vlog de o oră și sunt foarte multe opțiuni. Deci dacă eu am intrat pe aici, pe undeva, My Vehicle și am dat iDrive Settings, pot efectiv aici la display să mai setez cum vreau eu, hands-up display-ul avem acolo, vedeți bine hands-up display-ul. Poți să-l setez cum vrea mușchiul meu, uite, control display ăsta este de aici, instrument cluster și poți să setezi culorile pe care le vrei tu și așa mai departe. Deci sunt foarte multe opțiuni, dar eu am lăsat așa pentru că îmi place mult. Puțin drumul și la aer, aici totul este pe touchscreen, poți să-l oprești aerul, poți să-i dai drumul, poți să, gen, aici este scaunele gen încălzite, cred că așa este, cred că sunt încălzite, iar aici sunt scaunele răcite, cred că, așa cred. Că ăsta cu alb, cu albastru este pentru răcire și ăsta este pentru încălzire. Dacă dau așa, efectiv, cred, bă, sper să nu mă înșel.
deci sper să nu mă înșel cu treaba aceasta. Sau poate, uite că acum aflu, ăstea să fie de jos. A, da, da, da. Deci ăstea sunt de jos. Doamne, am aflat ceva nou. Ăstea sunt de jos și ăstea sunt de sus de aici. Ok, bun. Nu prea am folosit foarte mult pentru că nu a fost nevoie. Aici dacă ai pus pe auto, îți dă ție auto gen cât vrea mașina. Iar acum poți să setezi tu cât să dai. Gen acum este și pe sus și la mijloc și jos de bagă aer. Dacă ai dat pe auto, îți bagă automat cum vrea mașina și tu setezi aici. Efectiv dacă dai la maxim se aude super, super bine și bagă la aer. Bineînțeles, toate treburile astea poți să le faci și din aici setezi. Și poți să le faci și de pe aici, de pe margine, să schimbi, nu neapărat touchscreen. Dar mare parte este touchscreen, e mult mai ok. Aici avem de dat tare, încet, dar avem și pe volan. Și culmea este că putem să facem și așa, dar se aude gen radioul și nu are sens. Așa pot să modific radioul. Bă, ce naiba s-a dat tare, cum naiba? Aici avem avariile, dacă am apăsat avariile se aud și foarte bine. Oh, cât am vorbit am răgușit, ești nebun? Ăsta este exact ce vă spuneam eu, l-am configurat pe individual pentru că era o setare foarte aiurea. Ăsta așa ca să vă arăt la individual. Aici, setarea aceasta era pe on și aveam steering intervention activ. La 70 de kilometri, după ce schimbam linia continuă sau discontinuă, la 70 de kilometri efectiv automat mă trăgea de volan pe banda mea, adică să-mi țină banda mea ca și cum aș fi adormit sau s-ar fi întâmplat ceva și efectiv mă enerva foarte mult, mă incomoda și am dezactivat-o și sunt foarte multe setări, dar din nou v-am zis, trebuie să intri, este un meniu foarte complex și trebuie să intri ca să le faci pe toate, gen am decât basic, poți să conectezi telefonul, poți să conectezi că filmez în momentul acesta. Hai să vedem cum se aude, oricum acum este pe drive, o să pun pe neutru, parking, este pe parking, am luat piciorul efectiv și acum hai să accelerăm puțin. Se aude foarte bine motorul. Bine, nu e un motor zgomotos, nici nu simți efectiv, nu simți oboseala la drum lung sau așa mai departe, dar se aude super bine și de afară nu pot să vă arăt că nu pot să accelerez, dar și de afară se aude foarte bine. Evacuarea, în ghilimele evacuare, că n-are evacuare, este stoc. Avem și patele pe volan, dar nu le-am folosit încă. Astea sunt de semnalizare, dreapta, stânga, nu mai contează, aici este să speli parbrizul. Bun. Acum unde să trecem? Cred că trecem aici, avem aici un torpedo în care, na, țin portofelul, masca, măscuța și mai sunt nebunii pe acolo, dar nu are sens. La pasager nu are prea multe opțiuni, are ăla de deblocat și blocat ușa. La fel să seteze gen scaunul cu memorie. Cam așa arată ăsta din spate, ăsta poți să-l setezi de pe margini gen scaunul, avem aici niște ăstea pe margine, cred că voi le pot și arăta, uite aici, le avem pe margine. Avem și oglinda unde mă văd exact cum mă vedeam și în mașina lui taică-miu. Uite, vedeți? Exact ce vă spuneam. Bă, nu contează chestia asta, frate. Oglinda de asta aveam și în mașina lui taică-miu. Logic? Logic. Avem aici genul ăsta de SOS, dar nu are sens ca să apăs pe el. Nici nu știu unde sună dacă apăs pe el și nici nu vreau. Ăstea de lumină, dacă apăsăm pe asta, efectiv se aprind ambele. Dacă am oprit, se sting și astea sunt doar pentru una. Oricum, când deschizi mașina și este seară, se deschid automat. Trapa, toate setările se fac de aici. Deci dacă am apăsat așa, s-a ridicat în sus. Și o să vă arăt și cum arată din exterior. Am apăsat încă o dată, s-a coborât. Cred că am zis ridicată sus și este pleonat, scuzele mele. Aici dacă am apăsat așa, efectiv se deschide trapa. Opa, a fost puțin lag. Cred că o să vină și ploaia ce drept. Acum s-a deschis de tot trapa. Se pare că dacă apăs eu așa, deci dacă apăs de aici se închide automat. Ok, interesant. Și dacă, ia să vedem. Deci am apăsat și acum se ridică. Ok. Foarte interesantă treaba asta. Ca să nu mai țin eu apăsat. Bun, o să las așa deocamdată. Și dacă am ținut pe față, ea se închide. Gen, se închide de tot. E destul de șmecheră și trapa asta. Oricum mi-am dorit foarte mult să am și trapă. Și dacă am apăsat așa. Interesant. Dar fii atent că nu se deschide. Deci am apăsat, dar nu s-a ridicat toată trapa. Foarte interesantă treaba asta, extraordinar de interesantă. Ia să vedem cum se vede la exterior. Cam așa arată la exterior. Se vede destul de decent, mai ales din față, dacă stai să te uiți. Dar problema este că nu știu în ce măsură poți să o ai deschisă iarna, pentru că va intra
ori frig, sau vara să intre cald, dar bine, nu, vara e ok, vara e ok. Vedeți bine că s-a deschis, când efectiv este în staționare, se deschid. Și așa arată farurile LED. Oricum arată extraordinar de bine, adică nici nu se compară. Și aici este adaptiv LED-ul gen automat de... Sunt adaptive ca să nu orbească oamenii din față, adică mașinile din față. Și cu farurile arată genial, mai ales pe timp de seară, dacă le ai active, arată din crimă. Este foarte tare când vine seara, bine, când se întunecă, efectiv se aprinde ambient light-ul acesta și se vede foarte bine. Am și câteva culori pe care pot să le setez, dar eu las pe albastru în mare parte și aici jos, dar acum nu se vede foarte bine. Și aici jos gen se vede foarte bine gen culoarea pe timp de noapte și bordul și absolut tot se va colora și până și în spate la pasageri. Vedeți bine? Uite, acum deja s-a aprins, în spate se vede mult mai bine pentru că este întuneric. Cam așa arată și camera față când efectiv este în bine și pe parking și pe drive, nu contează că tu dacă o setezi de aici și apeși, cam așa se vede camera de față, se vede foarte calitativ, ce e drept. Și acum dacă noi dăm pe R, adică în spate, se vede camera din spate și efectiv te ghidează, bipăi, are senzorii de a bipăi, pentru că efectiv, sincer, eu n-am fost obișnuit cu senzorul sau cu ceva de genul și te ghidează, dar nu poți să am, deci mă credeți pe cuvânt, cu oricât de mult ar fi ăsta foarte, foarte ok, nu am încredere și mă uit, din pură obișnuință mă uit în oglinzi, ca să mă ghidez cum parchez mașina, nu știu, nu sunt obișnuit, poate cu timpul o să mă și obișnuiesc, dar nu am încredere deplină, chiar dacă se vede foarte bine și până la urmă vedeți bine că este în timp real, adică totul e în timp real. Și bonus, ca să poți tu să-ți dai seama și pe margine, vedeți bine că se vede mașina extraordinar de bine și pe margine, opa, am apăsat pe ce nu trebuia, deci dacă apăs aici în stânga, mi-arată mașina pe stânga, practic nici nu știu cum să zic, 3D ți-arată sau nu știu cum pot să spun asta, ok, acum am apăsat. Mi-a arătat în spate, acum am dat așa, se vede camera din spate, am dat auto, este la normal și dacă arăt așa, mi-arată mașina din față, ceea ce este genial efectiv. Pe parte cam asta a fost și vlogul, v-am arătat cam ce am crezut eu de cuvință, am și ratat unele opțiuni, asta este, poate să revin cu un alt vlog, cu siguranță să mai revenim cu un alt car vlog și poate chiar să mă filmeze cineva, e posibil ca să o punem și eu în mișcare, să vedeți efectiv... cum se aude mișcare sau cum se simte, nu cred că puteți, adică până la urmă n-ai cum să zic. Încă o chestie ce am omis-o. Foarte mulți m-au întrebat cam cât consumă, deci vedeți bine acolo, consumă 77, gen 77 la 100 de kilometri și eu zic că e destul de bine, frate, adică 77, sincer, mașina lui taică-mă consuma undeva la 10-11 sau ceva de genul și, băi, destul de bine, adică uitați-vă, 429 rage am băgat, deci 200 de lei, am venit cu 200 de lei de pe autostradă din București până în Severin. Bă, cu 200 de lei și încă mai rămas. Deci e foarte rău de tot consumul, n-ai treabă. Cum nu știu dacă consumul efectiv este din cauza că are motor mic sau că, bine, oricum a mers tare, adică în limita legii a mers, bineînțeles, limita vitezei și așa mai departe. Efectiv trage foarte bine, sunt foarte mulțumit pentru motor de 2250 de cai putere, sincer nu mă așteptam chiar atât de bine să tragă. Și o să vedeți imediat, v-am spus, dacă face peste 15.000 de like-uri, o să vin cu un car vlog, un alt car vlog cu informații despre cum am reușit eu să o cumpăr, ce m-a făcut pe mine ca să cumpăr această mașină, pentru că am văzut foarte mulți că, bă, de ce nu ți-ai cumpărat Audi, de ce nu ți-ai cumpărat Mercedes, de ce nu ți-ai cumpărat aia și așa mai departe. Fiecare este cu gusturile lui, mie mi-a plăcut mai mult BMW-ul și, efectiv, nu știu, mi se pare mult mai sport și arată mult mai bine, dar asta nu înseamnă că eu sunt... gen o persoană care urăsc Audi-ul sau așa mai departe. Îmi plac mașinile frumoase și îmi plac mașinile care arată bine. Nu înseamnă că, bă, acum eu mi-am luat BMW, sunt hater Audi sau așa mai departe. Nu, fiecare își cumpără ce vrea. Fiecăruia îi place ce mașină dorește el și ce își permite, logic. Da, bun. Deci cam asta a fost car vlog-ul. Dacă v-a plăcut, v-am zis încă o dată, nu uitați de butonașul de like și de abonare. Un follow pe Instagram la madlin.tadian23 dacă doriți să vedeți mai multe informații, mai multe story-uri și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere. Madlin al vostru neschimbat va rămâne pe veci aceeași persoană pe care o cunoașteți de la bun început. Mai nou cu băscălia asta în cap. Nu știu dacă... Bă, hai că stă decent, mă, frate, nu știu. Lăsați în secțiunea de comentarii o notă despre această bască.
dacă să o mai porți sau nu. Că parcă cu basca asta mă aștept și la zero. Hai că glumesc, că îmi stă la zero, zici că sunt pușcărie. Doamne ferește, în fine. O să ne vedem data viitoare la un nou car vlog. Pa, pa! I'm jugging, dissect your hand if your hand am I putting, put two in your man if your man keep a looking, act like a pussy, your panties get tooken. I'm not the type to go fuck with them niggas who fuck with them niggas who stay on some fuck shit. Youngin' trapping out the bando, from the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up, cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay, see the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay, okay, yeah. Hey, watch a minute, watch.